Domnule primar, prezentați-ne pe scurt comuna dumneavoastră din punct de vedere al tradițiilor și al istoriei, cu tot ce e specific și original. Da, localitatea Doicești. Am zis localitate, că îmi place să spun așa, nu zic comună, având în vedere că este o așezare aparte. De ce? Este legată de istorie și din punct de vedere economic a fost o localitate foarte, foarte dezvoltată. Astăzi această dezvoltare este un regres, având în vedere că foarte multe unități economice au dispărut de pe harta localității Doicești. Doicești este atestat documentar la 1639. În 1701, Doiceștiul este cumpărat de la boierii Bălăceni de către domnitorul Constantin Brâncovea. Domnitor care, după cum se știe, stă la conducerea țării românești peste 25 de ani și în această perioadă țara românească capătă o înflorire fără precedent, o dezvoltare fără precedent, printre care și Doiceștiul. În 1702 începe perioada de reconstrucție, de construcții noi în Doicești. În 1706 definitivează biserica, nașterea Maicii Domnului, biserică care și astăzi este în funcțiune, face ziduri de apărare pe un perimetru de 2 hectare, pune bazele unei herghelii, pune bazele unor eleștee și bazele agriculturii. De asemenea, în cronica vremii descrisă de Del Chiaro, trece la dezvoltarea, așezarea caselor într-o ordine și modernizarea celor caselor nesăbuite, cum se folosea la vremea respectivă expresia. Doiceștiul este lăsat prin testament copilului, băiatului cel mic, Mateiaș, dar se întâmplă ceea ce se întâmplă în 1714, când are loc mazilirea călătorului, arestarea cu întreaga familie, drumul la Stambul și martiriul lor, omorârea lor prin tăierea capetelor. Este inclus aici vistiernicul Ianache Băcărescu, care era un boier muntean. În memoria acestora, Doiceștiul, în anul 2002, pune în aplicare o hotărâre a Consiliului Local și amplasează în parcul Mateiaș, parcul care poartă denumirea ultimei lăstare din familie, Mateiaș Brâncoveanu, pune, așează în mijlocul acestui parc statuile din bronz ale Brâncoveniu și a lui Ianache Băcărescu. Am mai spus, o spun, biserica brâncovenească a suferit timpul, s-a așternut pe zidurile ei și a suferit multă, știu eu, eroziune, deteriorare. Am început reconsolidarea ei, construcția ei, reconstrucția ei, dar ne-am împotmolit datorită lipsei banilor și de 3 ani nu am mai reparat nimic la această biserică. Sperăm ca noile fonduri care vor veni în 2014-2020 să ne găsească pregătiți să promovăm un nou proiect sau
să repromovăm proiectul de consolidare, reparație a Bisericii Mâncovenești, să putem definitiva. Și sperăm că această biserică și între complexul brâncovenesc, că noi spunem un complex brâncovenesc la Doicești, să-l repunem în circuitul turistic. Acum că ne-am făcut o impresie despre localitate, vrem să vorbim și despre partea administrativă, despre ceea ce ați făcut pentru cetățenii dumneavoastră și cum le-ați răsplătit votul lor acordat cu încredere de 32 de ani. Vorbiți-ne despre proiectele recente, realizări, inițiative, planuri, pe scurt. Deci, la ora actuală, Doiceștiul oferă toate utilități, respectiv gaz, apă, drumuri modernizate, cablu, telefonie automată, iluminat și stradal și iluminat în toată localitatea. Ultima investiție pe care suntem în curs să o definitivăm este investiția de apă în toată localitatea. Aveam 10 km, am mai construit încă 20 de km. Încă n-am repus în funcțiune aceasta, urmează maxim o lună, două luni să racordăm și cetățenii care doresc la această investiție și să aibă apă de la compania de apă, să aibă apă în gospodărie, în casă, să, de altfel e și o măsură în programul de investiții de fonduri 2014-2020, apa canalul să fie în fiecare localitate rurală. De canalizare nu mai vorbim, există, funcționează, stație de epurare, avem oameni racordați, dar urmează, acum am spus, în scurt timp și apa să intre în casele oamenilor. Am modernizat un 1,4 km de drum în zona de nord, în zona Dolani, o modernizare cu așternere stradă bitum, bun, de calitate, a ieșit. Mă rog, am cârpăcit puțin, plombat gropile care au apărut după investiția asta de apă și chiar și de canal. În continuare lucrăm și săptămâna care vine sper să terminăm cu aceste plombări. O îmbunătățire o să fie la televiziunea prin cablu, se face o instalație nouă, digitală chiar, pentru localitatea Doicești și cu programe foarte, foarte multe. În rest, funcționează iluminatul, public. Vreau să vă întreb care este rețeta succesului dumneavoastră ca primar. În spirit de glumă, vă întreb dacă vreți să intrați în cartea recordurilor ca și cel mai longeviv primar. Ce ne puteți împărtăși din experiența dumneavoastră? Că până la urmă e o specializare aceasta de a fi primar în cazul dumneavoastră. Da, vă mulțumesc pentru apreciere. Nu mi-am pus în gând, în cap, sau n-am făcut din asta o virtute să fiu primar ca să intru în cartea recordurilor. E prima dată când mi se pune o asemenea întrebare. Ar fi o explicație, sau să zic două explicații. Nu știu dacă dumneavoastră a spus-o din punct de vedere a afla adevărul și numai adevărul, sau a spus-o și așa cu o tentă, mai spre comic, dar o să vă răspund și eu. Sunt legat de această localitate, sunt născut, crescut și am pretenția să spun că sunt și educat de această localitate, în această localitate. Dacă oamenii m-au vrut, am rămas în continuare. De ce? Pentru că a fost nevoia, i-ați zis bine, am căpătat experiență, știu și am știut în permanență nevoile acestei localități, dar încă mai are nevoie de modernizare această localitate, de finisare, cu introducerea frumosului a ochiului plăcut,
Adică trebuie să începem să remodernizăm drumurile, toate străzile localității, trebuie să facem trotuare, că este nevoie, și, așa cum am mai spus, localitatea trebuie să intre în circuitul turistic, are ce arăta, are ce arăta. Plutește istoria în Doicești și avem și o infrastructură, așa, avem dita mai Casa de Cultură, avem stadion, tribună din beton, făcut sediu primăriei, iar partea elaltă, puțin comică, ca să vă răspund vis-a-vis de acești ani petrecuți aici în primărie, încă n-am făcut o statistică, înseamnă că am peste 50% plus 1 neam și m-am votat aceștia. Aceasta să fie explicat. Dar, mă rog, mai fac o remarcă și mă cheamă Ismael și foarte puține nume de Ismael sunt în această localitate, afară de familia mea nu există. Da, deci asta pică varianta asta cu jumătate plus 1 neamurilor. Am înțeles. Mulțumesc frumos, domnule primar.